Bine așa, mergem mai departe, continuăm cu echipa albastră. Hai, Alex! Hai. Nu te supăra, Minodora, pe noi, dar asta e emisiunea noastră. Ne place să vă și enervăm, să vă supărăm, să vă șicanăm. Alex, 6 să dai! 2! Perfect! Alex, mai poți avansa 2 bulinuțe, aflăm imediat după ce se sparge bulinuța ce se află sub bulinuță. Poți avansa 2 bulinuțe dacă acceptă provocare și sper că o faci cu mândrie și drag. Hai. Vino aproape de mine. Hai. Spune 3 replici de agățat la un spectacol de dansuri populare. Ești la un spectacol de dansuri populare. Tradiție și lezicție. Zile camerei, nu, lasă-mă pe mine. Start. 3 replici. Pot să mă oglindesc în pantofii tăi perfect lustruit? 1, 2. Îmi place ia ta. Dacă n-ar fi pe tine. Așa. O vrei pe dos, o vrei pe dos. Hai că mai ai 5 secunde, hai. Dă-ți jos pantofii aia lustruiți. Mai zi una, mai zi una. Dă-ți jos ia, că am zis. Băi, te-ai cam încurcat la final. Da, așa e. Ultima n-a zis-o. O întrebare suplimentară pentru voi. Măcar cu una v-a convins? Aia, oh, ea a fost. Prima, aia, da, a fost ok. Aia, da, a fost. Ai construit-o. Mergi mai departe. Avansezi pe tabla noastră de joc. După ce avem 2 puncte... Nici pe alea să nu ni le dai. Noi 3 facem că Minodora. Uitați că aveți indiciul pe ecran. Azi pozezi, neața câștigi. A surprins indiciul care apare din când în când în colțul ecranului. Puteți câștiga 500 de euro zilnic de luni până vineri, între 17 și 19. Când apare indiciul, faceți-vă fotografie cu el. Nu uitați, puteți face fotografii cu oricine din familie, cu copii, cu animale, cu bunica, cu bunicul, selfie, cum doriți. Important este să încărcați fotografia pe A1.ro. A doua zi, la Super Neața, Răzvan și Dani aleg fotografia câștigătoare. Mai exact, pentru cei de astăzi, duminică, vor alege și premiul este 500 de euro. Merită! Merită! 500 de euro, o fotografie cu indiciul și cu dumneavoastră. Super tare! Continuăm cu Mara. Hai, Mara! Mara! Haideți. Hai, Mara! Cât să dau? 6! Cât vrei tu? Aruncă Mara, a dat 1. Nu are nimic. Problemă. Nu contează, fiecare bulinuță contează, ai un quiz. Poți merge la locul tău, te poți sfătui cu Ema și cu Minodora. Îi nu vă grăbiți să răspundeți. Prea departe. Vreau să-mi răspunzi cu adevărat sau fals. Ochiul struțului este mai mare decât creierul său. Adevărat sau fals? Bună întrebare. Da. Man, ochiul struțului e mai mare decât... Cine da, e adevărat. Și eu aș zice. Ochiul e mai mare decât creierul și spui adevărat, adevărat? Nici, sincer, nu mi-aduc aminte nici cât de mari. Eu nu știu. Deci, adevărat sau fals? Adevărat, hai. Adevărat. Adevărat, răspuns corect. Băi, și am încercat să te tragă în capcană de la Răuș. Păi de aia. Mergem mai departe. Hai, Tavi. Tavi Colen, abia așteaptă să arunce zarul. Hai cu 6, hai cu 6. Hai cu 6, 6, hai cu poartă în casă. Aruncă Tavi și avem 2. Bă, foarte norocos de zar. Noi 3 facem cu Minodora. Foarte norocos de zar. Avem un joc dublu. Ce înseamnă asta, Tavi? Vino alături de mine. Poate că mulți dintre telespectatori știu, nu știu dacă v-ați uitat atent până acum la emisiune, cel puțin tu, cu tine vorbesc, este un joc dublu. Trebuie să-ți alegi pe cineva din echipa roșie cu care să joci acest joc dublu. Hai. Și vă explic imediat regulile. Eu nu joc cu tine, zic de pe acum. Uită-te strategic pe tabla de joc. Gândește-te pe cine putea învinge la un joc dublu. Ia-o e pe important Mara să câștigi acest joc dublu. Ia-o pe Mara, că e cea mai avansată. Pe Mara. E mai mică și nu știe. E cea mai avansată. Crezi tu că ea e mai mică și nu știe. Ce se întâmplă? Ai dat? Cât ai dat? 2. Da? Dacă vei câștiga acest joc dublu, îți mai dau încă 6 puncte. Bine. Ai șansa să înaintezi 8 bulinuțe. Mara, dacă vei câștiga... Tu te duci înapoi 4 bulinuțe. Nu, dacă vei câștiga, îți dau 6 puncte. Poți avansa 6 bulinuțe. Cine pierde jocul, merge înapoi la start. Hai. Wow, stați puțin,
Stați puțin. Nu cred. Părerea mea. Acolo mă trimiți acolo. Nu cred, e bine, nu e bine. De ce? Dar stai bă că eu nu sunt așa departe. Asta mie nu-mi convine. Trebuie să lupți să câștigi. Domnul Robert Tudor, să vină singurei sau să mai vină cu un coechipier doi ceva? Să-și aleagă câte un coechipier. Fiecare cu câte un coechipier merge la Robert Tudor. Începem un super joc dublu. Ce o să avem? Super Caterinca la Nu te supăra! Frate! Vrea, asta e vorba. Hei, voi cei din platou de aici, fiți pe fază când spun Nu te supăra! Frate! Despre asta e vorba! Salutare, bine ați venit lângă noi, alăturați-vă lângă, lângă noi. Lângă noi vă alăturați și cuvântul, mi-ascultați. Astăzi anul se înnoiește, plugușorul se pornește și începem a juca la Nu te supăra, frate. Haideți să vă spun ce aveți de făcut. Avem aici... Ce avem noi aici? Avem baloane, aici baloane, aici, da? O să vă dau câte 3 baloane, da? 1, 2, 3 și în partea asta 1, 2, 3 baloane. Trebuie să le transportați fără să le atingeți. Am să vă arăt. Echipa albastră trebuie să-și ducă baloanele fix în cutia albastră, echipa roșie în cutia roșie. Din 2 o să vă fie mult mai ușor. Aveți 2 minute la dispoziție. Balonul. Dar de ce le-a râs, mă? Va. Ce mă bucur că mi-a picat spânzurătoarea. Am o idee mai bună. E ușor, da, singur. O să mut masa la mijloc. O echipă vine din stânga, o cealaltă echipă vine din dreapta. O să fie foarte ușor. Ai noi de aici. Gata? Să vedem capacitatea pulmonară acum. Echipa noastră, când o să spun eu, atenție, fără mâini, vă rog eu mult de tot. Folosiți-vă amândoi, nu? Capul pot? Ia uitați, las baloanele aici, fără cap. Fără să atingi, doar suflând. Lăsăm baloanele jos, lăsați baloanele jos, fetelor. Pot fac o probă? Lăsați baloanele jos, da? Câte un singur balon. După ce a ajuns primul balon aici, luați următorul balon. Înțeles? Da. Înțeles? Da. Plecați din afara cercului. 2 minute, aveți timp suficient. Veniți aici. Din afara cercului, așa. Atenție! Păi stai să-mi iau și eu balonul, man. Amândoi. Hai să luăm și un singur balon. Puteți să ne dăm și cap în cap, dacă... Haide! Asta e frumos, să nu ne dăm cap în cap, totuși. Un singur balon. Mai moale, mai ușor. 3, 2, 1, start! 2, 1, singur, în sus. 2 minute! Roșu! 2 minute! Roșu! Ridicați-mi de aici! Hai, fetele! Haide! Roșu! Haide, cap în ce e acolo! Asta e! Îl mai ridic o dată! Nu voi să-l atingă cu mâna! Îl puteți ridica, dar tot suflând. Haideți! Ia uitați-l! Îl puteți ridica! Îl puteți ridica, dar tot de sus să suflați în el! Roșu! Hai, fetele! Asta este 80 de secunde! Yes. Hai, fetele, bravo! Două baloane, bravo, băieți, băi! Fetele au reușit până acum să introducă 2 baloane. Mi-o dă la cică fură, arăt eu față! Se descurcă, n-ai cum așa! Ridicați? Ăla e! Nu! Stați, de sus! Băieți, 2 baloane! Fetelor, mai aveți un singur balon! Fără mână! Fără mână! Gata! Fetele, ai câștigat! Felicitări, fetelor, v-ați dezvoltat un minunat! Hama, mersi! Mergeți mai departe! Înapoi la start! Continuăm, Nu te supăra, frate! Super jocuri! Super provocări! Robert, tare! Mi-a plăcut asta. Deci super joc, mi-a plăcut. Nu te supăra, Tavi! Pentru tine e făcută emisiunea asta. Avansase și tu un punct. Yeah, te întorci înapoi la start. Aplauze pentru Tavi Colan. Avem echipă! A pierdut! Yeah. Avem valoare! Avem echipă! Avem valoare! M-a venit inima la loc. Yeah.